Salut, Alex! Suntem în cantonament la voi la hotel, la Petrolul, echipa unde ești împrumutat de la FCSB. Ce faci? Cum ești? Cum e cantonamentul pe primele zile? Obositor? Bună ziua, în primul rând. Da, pot să spun că este obositor. Am încărcat foarte mult. Am venit foarte montați din vacanță și e bine că ne-am revăzut cu toții și să dăm drumul la anul nou. O vacanță cam scurtă, nu? O vacanță ca scurtă, dar plăcută. Am avut timp să stăm cu familiile noastre, să deconectăm așa. E cea mai scurtă vacanță în fotbal pe care o ai? Că de obicei, vacanțele de iarnă erau destul de lungi în fotbalul românesc. Da, cred că este cea mai scurtă. Mai trece o săptămână, vă întoarceți acasă, încă o săptămână începe campionatul. Da, eu mă bucur că începe campionatul mai repede așa. Avem timp să pregătim meciul cu Dinamo, să ne concentrăm la maxim și să dăm tot ce mai bun din noi ca să ieșim victorios la final. Pare că ți intri oarecum în formă, ai jucat la FCSB destul de puțin, ai fost împrumutat la aici, dar pare că la Petrol ți-ai găsit cea mai bună formă. Da, eu pot să spun că aici la Petrol, bine, și la Poliaș mi-au dat încredere, dar și la Petrolul am dat de domnul Florin Pârvu, de staful dumnealui, și mi-au dat mare încredere și asta m-a ajutat foarte mult. Da, la Petrol ai și rezultate pe tabela de marcaj. Da, nu contează dacă marchez eu sau asta, contează să câștige echipa și la final să ieșim fericiți cu toții. Care e secretul? Pentru că e o creștere evidentă și, să zicem așa, foarte bruscă. Eu și când eram la FCSB mereu mă gândeam să mă antrenez 100%, să-mi văd de treaba mea și să fac ceea ce îmi place, că este să joc fotbal. Chiar mă uitam înainte să începem interviu, e un top al celor mai buni marcatori Under 21. Pe primul loc e Iani Stoica, care a jucat la FCSB, da. Și ești tu pe locul 3 cu 3 goluri. Da, eu pot să spun că este puțin, eu îmi doresc mai mult, dar pas cu pas, siguranță vor veni și rezultatele și golurile și pasele de gol. Ai fi putut să ai cifre mai bune? Te gândești la chestia asta? La cât am ratat ultimele meciuri, puteam să am minim 6 goluri. Cum e pentru un atacant care ajunge acolo, dar ratează, adică te afectează la nivel mental? Pe moment pot să spun că mă afectează și după meci, dar a doua zi încerc să nu mă mai gândesc că de asta este frumos fotbalul, să mai și ratează, o echipă câștigă, altă nu câștigă, de asta este frumos. Încerc să nu mă gândesc, doar să mă văd de treaba mea, să mă duc la antrenament și să pregătesc următorul meci. Dar te ceartă cu echipierii mai în vârstă, mai cu experiență, când ratezi? Mă mai ceartă așa, dar ce pot să fac? Tac din gură și îmi văd de treaba mea. Nu te afectează, mai mult te motivează. Nu, mai mult mă încurajează să spun așa. Te gândești la o revenire la FCSB? Sincer, m-am gândit așa, dar pot să spun că acum sunt la Petrolul și sincer n-aș vrea să vorbesc despre revenire sau ceva. Până la urmă e jucătorul lor, la un moment dat o să te întorci. Da, până la urmă o să vorbesc atunci când o să fie să mă întorc. Echipa națională, ce planuri ai pentru 2024? În primul rând, în anul ăsta vreau să fiu sănătos și la echipa națională, unde o să fiu convocat, o să mă duc cu cea mai mare plăcere. Nu cred că te gândești la Euro 2024 sau mai degrabă la Europeanul de anul viitor? Sincer, încă nu mă gândesc la Euro ăsta care vine acum, mă gândesc la Euro celor noastre, dar acum mă gândesc la U21. Le iei pas cu pas. Da. Cum e atmosfera la Petrolul față de cluburile la care ai fost înainte? Este o atmosferă bună, sunt niște băieți foarte ok, de treabă, muncitori și ne ajută pe ăștia tineri să avansăm, să evoluăm, să spun așa. FCSB este o echipă cu suporte, dar cât ai jucat acolo, a fost pandemie, au fost fel și fel de circumstanțe, da, la Poliaș, trebuie să recunoaștem, nu vin foarte mulți oameni. Schimb, la Petrolul este altă emulație. Ce ai simțit când ai intrat pe stadion, ai pus pe gazon și ai văzut tribunele pline, peluza? Păi la primul meci cu Cluj, când am dat și gol la debut, îmi amintesc că aveam așa un pic de emoții când am ieșit pe teren, era primul meci cu Petrolul. Și am zis că dacă nu dau bine în ea, cred că mă omoară. Ți-a fost un pic de da, teamă? Da, da, da. Dar după am dat și gol, după a început lumea să mă iubească și m-am simțit foarte bine până acum. Cum e să joci cu tribune pline, să joci derby-uri cu FCSB, cu Petrolul, cu Rapid? Poți să spun că te simți fotbalist. N-am cuvinte. E ceea ce-ți doreai de când erai mic? Normal. Eu de asta m-am apucat de fotbal, să ajung fotbalist și să fie familia mea mândră de mine și să am rezultate. Cum? Vin membrii familiei la meci? Da, mai vine tata, unchiul meu. Mama nu poate să vină că are emoții mari. Are emoții, nu poate să stea pe stadion? Nu poate. A fost când erai mai mic, te ducea la antrenamente? Da, ea mă ducea la antrenamente când eram mic și la meciuri. Și acum nu mai poate. Nu mai poate, de ce? Are emoții. Nu știu că mai sunt
fotbaliști care erau duși de bunici, de bunice sau de mame. Și mai auzeau fel și fel, vrute și nevrute pe stadion. Avea dânsa o problemă și cu chestiile astea, când era apostrofat ca să vorbim. Am mai auzit și ea, dar nu băga în seamă. Nu era afectat. Am zis, ce așteptări să avem de la tine și de la Petrolul la primul meci cu Dinamo? Păi în primul rând să luăm cele 3 puncte, asta e cel mai important. Și să-mi fac treaba, să-mi ajut colegii să ieșim fericiți. E o ambiție în plus pentru tine, ținând cont că ai jucat la FCSB și Dinamo e rivala? Nu pot să spun că sunt ambiție. Dinamo este un club frumos, chiar dacă acum au niște probleme, o să spun așa, dar este un club mare, frumos și cu o echipă bună, cu copii tineri, care mă înțeleg foarte bine de acolo, câțiva dintre ei. Sunteți și acolo în coasta play-off-ului, e foarte, foarte echilibrat acest sezon. Unde crezi că o să terminați la capătul sezonului regular? Eu pot să spun că am început foarte bine campionatul, chiar dacă am terminat un pic mai slab, dar nu pot să spun că am pierdut multe meciuri. A fost pe greșelile noastre când nu am fost concentrați în fața porții și atâta tot, dar puteam să terminăm mult mai sus campionatul. În cupă, dezamăgire? În cupă, nu mă așteptam să mai dea gol Hermașat. Nu știu, ați vorbit în vestiar la meciurile de cupă, poate un trofeu accesibil și drumul cel mai ușor către Europa. Încă n-am vorbit așa ceva în vestiar. N-aș mai apucat. N-am apucat să vorbim de Europa în vestiar, dar cu siguranță dacă o să avem rezultate și o să intrăm în play-off, vom vorbi. Bine, puteți și de pe locurile 7-8. Da. Ambiții, planuri pentru 2024? Să marchez cât mai mult și să intrăm în play-off.